regulile CHR-ului și bunul simț, regulile și bunului simț, spun că căței puii trebuie să plece de la, din cuib cel mai devreme la 8 săptămâni. De ce? Pentru că au nevoie nu numai de laptele matern, care poate au fost înțărcați mai repede, au nevoie de educația pe care le-o dă mama. Cuibul și socializarea cu frații. Exact. Ca să ai un câine echilibrat, trebuie să... Ăla să aibă cei, eu îi zic, 7 ani de acasă, de fapt cele 8 săptămâni de... luni acasă. Exact. De asta, când vă apucă, vreți să vă luați voi un câine acum, nu se face așa, în primul rând. Sun la crescător și crescătorul spune, am, dar are 5 sau 6 săptămâni. Și tu ești insistent, vreau să-l iau acum. Nu, așteaptă crescătorul să... Că e ziua lui fiimiu mâine, să iau un câine eventual. Da, da, nu, da. Nu, câinele lor oricum va sfârși foarte nu, prost da, de la abordarea niciodată. Asta. Și nu luați câine, am avut câini care au venit la dresaj, luați la 3 săptămâni din cuib. Da. E nou ochi. Cum și să fac? Și îl băgai într-o haită, apropo de chestia asta, îl băgai într-o haită și nu știa să comunice exact. Non-verbal cu ceilalți... Nu știu limbajul câinilor, nu i-a învățat nimeni.